Salut, bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre Bybit, un nou video de trading pentru începători. Multe lume mi-a zis să fac acest tutorial pentru a face trading pe Bybit deoarece... Știți foarte bine BitMax-ul nu mai e de încredere în acest moment, dacă mai aveți ceva bani pe acolo, încă îi puteți retrage și ar trebui să-i retrage deoarece au ceva probleme cu legea. Să știți că nu este mare diferență între Bybit și BitMax, dar Bybit merge un pic um, undercover în acest moment, e un pic sub radar, de aceea întotdeauna nu vă țineți prea mulți bani pe aceste exchange-uri de tip Bybit, BitMax, deoarece ele nu sunt reglementate, ok, faceți trading și vă retrageți banii de pe a, aceste exchange-uri când faceți ceva profit și niciodată sume mari pe aceste exchange-uri, ce puțin momentan până se reglementează piața, ok? Bun. Uh, astăzi învățăm despre uh, Bybit în mare parte, așa arată platforma bybit.com, am și un link de afiliat în descriere, dacă vreți să ajutați acest canal puteți face cont prin el, dar nu trebuie neapărat, puteți să scrieți și voi aici în, uh, în browser bybit.com, ok? Uh, cred că o să primiți și ceva dacă faceți cont prin acel link de afiliat, nu știu exact ce, trebuie să vă interesați voi să vedeți ce primiți dacă faceți cont prin acel link de afiliat. Ce mai interesant la acest Bybit este că au și uh, aplicație pe mobil, ok? Deci poți să faci trading și pe mobil, ceea ce e super tare și mie îmi place, cel puțin pentru moment această platformă Bybit, ok? Chiar ok, n-am avut nicio problemă cu Bybit momentan. Bun, deci faceți cont, toată lumea ar trebui să știe să fac cont pe platforme de genul acesta. Dacă nu puteți să mă abordați în privat și poate o să vă arăt personal cum se face treaba asta, dar din nou, toată lumea trebuie să știți să facă cont după ce vă faceți cont two factor authentication, da? pe cont și apoi dăm drumul la treabă. Ok, pe această primă pagină, simplu și la obiect, singurul lucru pe care ar trebui să țineți minte este trade, da? Mergeți la trade aici și dați la Inverse perpetual. Nu o să vă vorbim despre uh, cealaltă momentan USDT perpetual, despre Inverse perpetual vom vorbi în acest video ca să fie simplu pentru toată lumea. Vă aduce pe această platformă în care vedeți aici buy crypto assets more, da? Și dacă mergeți la assets, hai să mergem un pic la assets uh, prima dată, veți vedea ce aveți în cont în acest moment. Eu pentru acest uh, caz, pentru acest um, test pe care îl fac în acest moment să vă arăt cum se face trading, am depus 10 dolari pe acest cont nou. Puteți să vă faceți câte conturi vreți voi uh, la ei, ok? Bun. Dar, din nou, Ethereum, Bitcoin, EOS, XRP și USDT, atât puteți depune pe Bybit, altceva nu puteți depune, ok? Bun, și ce mai este deținut cont? Dacă mergem înapoi pe Trade Inverse Perpetual, dacă vreți să faceți trading, de exemplu, pe Bitcoin, da? Trebuie să aveți Bitcoin în cont. Dacă vreți să faceți pe Ethereum, da? De aici mergeți și le schimbați. Faceți trading pe Ethereum, dar trebuie să aveți Ethereum în cont, da? Deci de fiecare dată pe ce faceți trading, pe asta uh, depuneți, da? Vreți să faceți pe EOS? EOS, XRP, XRP, ok? Bun, cred că e clar pentru toată lumea, uh, cel puțin prima parte. O să vă explic încă o dată ce înseamnă leverage-ul, da? ca toată lumea să înțeleagă ce înseamnă acest leverage și pozițiile de long-short. Ar trebui să știți deja ce înseamnă long-short um, până în acest moment, dacă vă uitați și sunteți uh, de mult pe acest canal sau pe uh, Patreon, ar trebui să știți deja ce înseamnă o poziție de long-short și leverage. Dar, din nou, o să vă explic super simplu, da? prin desene, ca toată lumea să înțeleagă ce înseamnă long-short și apoi luăm și o poziție de long și una de short și apoi vă cum se pune și un stop loss. Ok, bun. Cam asta e pentru acest video, cam asta vom acoperi și hai să îi dăm drumul. Dar prima dată, ce înseamnă acest uh, leverage? Ok, deci, ca să fie simplu pentru toată lumea, o să vă desenez eu uh, aici, da, dăm la braș și începem cu o balanță de 10 dolari, da? Deci începem cu 10 dolari, frumos. Asta este balanța noastră pe care o avem și în acest moment. Dacă o avem un pic mai mult 10, 86 sau ceva de genul acesta. Dar ca să fie lucrurile simplu, începem cu 10 dolari, da? Deci avem 10 dolari în cont pe care uh, îi uh, depunem, da, în Ethereum, Bitcoin sau ce mai e pe acolo și vrem să facem trading cu leverage. Ok, deci mergem la următoarea parte și vrem să facem trading cu leverage. Leverage-ul pe care îl vom folosi pentru acest exercițiu este 10x. Ok, de 10x leverage o să luăm. Da? Deci o să luăm o poziție de trading cu 10x leverage da? și o poziția o să fie una long pentru acest exercițiu. Da? Deci o să fie o poziție long cu 10x leverage. Ce înseamnă treaba asta? Înseamnă că tu, prin acești 10$ dolari pe care îi ai aici folosind acești uh, 10x leverage, o să faci egal 100 de dolari, OK? Deci, tu ai început cu acești 10, ai luat o poziție de long cu 10x leverage și în acest moment joci cu 100 de dolari, ok? Deci 10 ori, 10 dolari, ori 10X leverage, L -E V egal 100 de dolari. De aici vin acești 100 pe care îi vedeți aici. Cred că totul e simplu, da? Deci așa merge leverage-ul în mare parte și e super, super simplu care este șpilul? De ce platforma îți dă ție voie să joci cu 100 de dolari când iei acest 10x leverage, când tu ai în cont doar 10, ok? Aici intervine a doua parte, ok? Bun, deci prima parte cred că ați înțeles-o. A doua parte este următoarea. Dacă, da? Deci dacă, deci zicem că sunteți long, dacă am luat o poziție de long, ce înseamnă că ai luat o poziție de long? înseamnă că tu pariezi că prețul va crește, ok? Deci tu pariezi că prețul va crește în acest moment pe o poziție de long. Vă explic după și ce înseamnă uh, short, ok? Bun, ce luați această poziție 10x leverage cu 10 dolari? Dacă prețul, dacă prețul, bam, prețul crește în favoarea ta, da? Deci tu ai luat o poziție de long cu 10x leverage și te aștepți ca prețul să crească. Dacă prețul crește, da, cu 10% din momentul în care ai luat poziția, deci prețul crește cu 10%, de exemplu, Bitcoin este la 10.000 de dolari și se duce la 10.000 la 10.000 la 11.000, mă scuzați, de la 10.000 se duce la 11.000 Asta înseamnă că a crescut cu 10%, da? Deci, dacă prețul cu, crește cu, 10%, atunci tu o să faci 100%, da? Deci o să faci 100% pe poziția pe care ai luat-o aici. Și cei 10 dolari pe care i-ai pariat aici vor fi cât 20 de dacă prețul crește doar cu 10% la 100, Deoarece din nou avem un leverage de 10x da? Cred că e simplu, cred că toată lumea trebuie să înțeleagă până acum cum merge Dacă nu, puneți pauză, reluați și veți înțelege ulterior cum merge acest lucru da? Deci, dacă prețul crește în favoarea ta cu doar 10%, da, tu faci 100%. Da, deci, dacă Bitcoin se duce de la 10.000 la 11.000 tu ai făcut din ăștia 10 dolari 20. În mare parte ca tu să faci din ăștia 10 dolari 20 fără leverage, ar trebui ca prețul Bitcoin să se ducă la 20.000 dacă folosești 0 leverage, adică 1x leverage. Dar dacă ai o poziție doar de hold pe Bitcoin, de aceea este frumos acest leverage. Asta e partea pozitivă. Partea negativă care este? este și o parte negativă, desigur. Dacă prețul da, dacă prețul în acest moment scade. Tu ai o poziție de long, te aștepți ca prețul să crească, dacă prețul scade, da, ce se întâmplă dacă prețul scade? Hai să vedem. Dacă prețul scade cu 10%, bam. Tu, da, din ăștia 10 dolari pe care ai investit aici, o să faci cât 0. Da? Deci o să pierzi tot și o să fii lichidat. Ca așa se numește în trading când poziția ta este pierzătoare și o să fii lichidat. Încerc să fac lucrurile atât de simplu încât toată lumea să înțeleagă. Da? Deci asta e, asta e riscul pe care tu ți-l iei da, în mare parte. Deci dacă prețul scade cu 10% și tu ești într-o poziție de long, atunci vei fi lichidat și din ăștia 10 dolari pe care i-ai depus tu aici, vei face 0, ok? Bun, deci așa merge leverage în mare parte. Desigur, tu dacă ai fi luat o poziție de short, da, short, din nou, dacă nu știți ce înseamnă short, aflați acum, short înseamnă că tu pariezi că prețul scade, ok? Deci scade. Dacă aici, dacă prețul crește tu cu 10% făceai 100%, e invers, da? Dacă prețul scade cu 10%, aici ai făcut 100% dacă poziția ta ar fi fost una de short, ok? Cred că toată lumea a înțeles cum merge, dacă nu, lăsați un comentariu și discutăm, pentru cei mai începători ar trebui să înțelegeți cum merge după ce ați văzut acest video. Dacă nu, din nou, puneți pauză, reluați în o dată două ori. Dacă nu înțelegeți, băgați-mă în seamă da, pe patron și o să vă zic exact cum merge. Dar cred că ar trebui să fie clar, că am încercat să vă desenez clar. Deci, aveți 10 dolari, da, și... O poziție de 10x leverage long, adică crește prețul, da, crește, crește, plus, adică, da, plus, deci cre pre prețul crește când tu iei long, frumos, da? Bun. Dacă prețul crește în favoarea ta cu 10% deoarece ești cu 10X leverage, desigur poți să iei leverage până la 100X, nu vă încurajez, cel puțin la început, nu luați poziții mai mari de 10X leverage, dar vedeți cum merge marketul și nu depuneți mulți bani, 10 dolari, 5 dolari luați Excel-ul, mai ales cei care sunteți pe patron. luați Excel-ul pe care vi l-am lăsat, mergeți prin postările mele, luați Excel-ul și puneți acolo trade -urile. Când voi veți face ceva profit da, și veți fi pe profit, atunci luați pe sume mai mari. Până atunci nu țineți o mic 10 dolari, 5 dolari, ceva de genul acesta, sume infime pe care le puteți pierde, ok? Mai ales la început că durează. 3, 6, 9, un an, 2 ca să aveți o strategie, să vă creați o strategie de uh, trading, ok? Bun. Deci, din nou, dacă ăștia 10 dolari, da, tu îi pariezi long cu 10x leverage, cre prețul crește, faci 100%, adică 20. Dacă nu, îi pierzi pe toți. Tu nu pierzi 100 de dolari, dacă în pierzi, tu pierzi doar 10. Întotdeauna nu poți să pierzi mai mult decât banii pe care îi ai cont, chiar dacă tu joci cu uh, mai mult. Ok, bun. Super, cred că asta a fost ok. Hai să mergem înapoi pe exchange-ul nostru da, pe Bybit și să punem asta în practică. Ok, suntem pe, de aici schimbați unde vreți să mergeți, da, pe Ethereum, pe iOS, pe Bitcoin, mergem pe Ethereum, suntem pe Ethereum în acest moment. Ethereum în acest moment este la cât? 363.90, ok? E un pic am sus. Ce luăm? Short sau long? În următorul video o să vă arăt și strategia simplă, mai ales pentru cei care sunteți la început. O strategie simplă pe care o puteți Pune în practică foarte ușor încă din primele uh, zile de trading după ce înțelegeți cum merge. Okay? Ne uităm un pic pe grafic și vedem cum stă uh, treaba. 363-70. Este destul de greu să-ți dai seama ce se va întâmpla uh, cel puțin momentan. Mergem pe 1 minute, deoarece luăm hai pe 5 minute sau pe, pe 30 de minute cred că. Bun, cred că luăm un long totuși. Hai să luăm doar de dragul acestor, oricum nu pierdem prea mulți bani. Deci, ce am zis, da? Că vrem să luăm poziție de 10x uh, cu 10x leverage. Leverage-ul îl vedeți aici în dreapta, da? Bam! Aici este uh, leverage-ul frumos, îl schimbăm pe 10. Este deja pe 10, dar de aici puteți să l schimbați cât vreți voi. Din nou, la început sau în general, nu treceți de 15x leverage. Eu a zice nu treceți de 10x leverage, deoarece e foarte greu pe urmă să puneți stop loss-uri sau să manageruiți o poziție, ok? Dacă aveți leverage mai mare. Bun, ok. Deci, am zis 10x leverage și acum urmează să punem orderul, adică urmează să luăm poziția. Cum o luăm? Vedem aici, avem o dată limită, avem market și avem condițional. Oare ce o fie acest condițional? Ok, poate limit. Ce înseamnă limit? Înseamnă că tu iei o poziție doar când prețul ajunge la un anumit preț, da? De exemplu, când Ethereum ajunge la un anumit preț. Zicem că acum este la 363.29 și tu nu vrei să iei la 363.29, vrei să iei la cât? Vrei să iei la 365. 1, da? deci luăm long în acest moment și pentru începători în mare parte. Încercați să luați mai mult long deoarece shorturile sunt un pic mai pentru cei mai avansați. Da? Shorturile nu sunt chiar atât de uh, ușoare de realizat. Întotdeauna, la început, țineți long, 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 long. Atât trebuie să aveți în cap long, ok? Apoi, vedeți cum merge marketul. Învățați mai mult despre analiza tehnică și apoi puteți lua și uh, shorturi de la început long, ok? Bun. Noi vrem să luăm long la prețul de 361, deoarece credem noi că ajunge acolo dacă ne uităm pe 4 ore și vedem uh, 9 IMEI în această zonă la 355 și avem aici la 300, uh, cât e aici, 357. Dar asta e pe 4 ore. Hai să mergem totuși pe o oră. Pe oră putem să vedem că avem la 361 fix 9 IMEI și punem un long la 361. Ok, bun. Punem la 361, leverage-ul am setat de aici, da, cu limit, și ce urmează să-i dăm? în următoarea parte. Dar următoarea să setăm cât vrem. 25%, 50%, 75%. Țineți cont că jucăm cu 10x leverage. Asta înseamnă că dacă cei 10 dolari pe care îi avem aici da, și dăm 100% să luăm această poziție, o să jucăm cu undeva la 106. În general e 100 dacă ai 10 fix, dar noi avem undeva la 10,89. Okay? De aceea ne arată aici că această cantitate este 106. Deci noi jucăm cu cât 106 dolari. Dacă vedeți aici avem 10, bam 10x leverage, cât jucăm cu 100. Ăștia de aici, da? Bun, super. Deci face sens, face, face, sens și în practică. Bun, și dăm de aici ce? Îi dăm buy long, ok? Bam, buy long. Și acum, ce ne arată aici frumos? Ne arată așa. Cât este order value, da? la cât luăm trade-ul, la 361, available balance, care este 0.03 în acest moment, poziția, care este 10x leverage, total position quantity, 106, că cu ăștia jucăm, da, cu 106, mark price-ul, 363.15, unde este în acest moment, și lichidarea. Ce înseamnă această lichidare? Este că dacă prețul scade, deoarece tu pariezi că prețul crește, da? Deci tu vrei ca prețul să crească, da? Bun, simplu, ca totul lumea să înțeleagă. Bun, tu vrei ca prețul să crească, dar dacă prețul îți scade și ajunge la 331.2, o să pierzi toți banii, adică aia 10 dolari, ok? Bun. Super. Și ce îi dăm? Confirm. Îi dăm confirm și ce să vezi? Este poziția activă sau nu este? Întrebare. Poziția pare activă aici dar nu este o poziție, este în așteptare, deoarece, deoarece prețul nu a ajuns la 361, pe care îl vedem aici, da? 361, bam, frumos, nu a ajuns, da? Nu a ajuns aici, până nu ajunge la suma asta, nu ne va intra trade-ul. Și pentru cei mai începători, întotdeauna încercați să luați poziții cu limit în 99% din cazuri, nu va atingeți de market, imediat vorbim și ce înseamnă market, ok? Deci nu va atingeți de market în mare parte. Dar, deoarece trebuie să vă fixați trade dinainte, adică voi trade trebuie să le vedeți dinainte. Dacă sunteți începători, luați trading playlist, playlistul ăla pe care l-am făcut, o să mai adaug la el, o să mai fac câteva videouri și despre MACD și despre alte lucruri și câți indicatori trebuie să aveți pe grafic în mare parte și alte lucruri, da, urmăriți acel playlist. Dar din nou, revenind aici, da? Deci am luat această poziție, acum așteptăm. Așteptăm, intră, nu intră, intră, nu intră, habar n-am, ok? Pentru acest caz o să-i dăm cancel, deoarece nu o să intre probabil așa repede și nu avem timp să așteptăm. Îi dăm cancel de aici, adică o cancelăm, da? Bun. Poziția nu a intrat încă, doar ce n-a ajuns la 361 și hai să luăm una pe ce? Următorul tab care se numește market. Cred că de la sine înțeles, înseamnă că dacă e o poziție pe market, înseamnă că îți va cumpăra la ce? Prețul marketului, adică prețul pieței. Prețul pieței este 363,26 în acest moment. Dar nu ne mai pune unde să punem noi prețul, ne arată direct cantitatea pe care o vrem să o luăm hai să luăm doar 25%, da, cu 10x leverage, din totalul banilor pe care îi avem aici, adică 10 dolari, cumpărăm doar 25%, care cât ar veni undeva la 2,50 dolari, ok. Bun, și ce luăm? Păi luăm long, doar, doar pentru acest exercițiu luăm long, îi dăm buy long, ce ne arată aici? Ne arată că uh, order price-ul e market, adică imediat cum apăsăm butonul, ești în poziție. Deci imediat cum apăsăm butonul, bam, ești în acțiune. Bun, și estimated liquidation price 333. Dacă prețul se la 333.3, frumos, înseamnă că ce s-a întâmplat, bam, ne-a lichidat și am pierdut cei 2.5 dolari din cont. La început, ar trebui să vă intereseze câți bani faceți, ok? E o greșeală. La început, ar trebui să vă intereseze câte procentaje faceți, da? 5%, 10%, 12%, să puneți pe Excel-ul ăla câte trade-uri luați și tot așa și să vedeți ce merge, ce nu merge, ok? La început nu puneți bani, adică nu puneți bani la început, doar ce e posibil să pierdeți cel puțin în primul an, ok? Confirm, îi dăm confirm, frumos, bam, și order submitted și market fill, ok? Ne-a dat direct market fill și unde îl vedem? La poziții, da? Deci la poziția aici, toate activele pe care sunt, care sunteți deja în trade-uri, le vedeți la poziții și vedem că suntem deja 0.19% pe plus. Bam! Suntem pe plus, super, suntem pe plus. Ce facem mai departe, nu? Adică ce facem mai departe? Închidem poziția, luăm profit? Când luăm profit? Sau ceva de genul ăsta? Aici, în mare parte, depinde de voi, dar cel mai important și greșeala pe care văd că mulți o fac, de exemplu, îți face această poziție 10-15% profit. Adică merge în favoarea ta, ai luat long și prețul crește, crește, crește. Ce faci după? Păi, setezi stop loss break even cel puțin, da? Fie poate închizi jumate din poziție, poate nu, dar ce faci? Dacă prețul merge în favoarea ta și îți faci aici, da, nu știu, 20%, 15%, 10% și totuși vrei să lași poziția, doar ce tu crezi că se duce încă în sus, se duce încă în sus, depinde ce tip de trader ești. Poți să fii trader în care îi profit de 5% și te uiți după următorul trade, poți să fii trader care ți o poziție 2 săptămâni, 3 săptămâni, depinde. Cel mai important este atunci când merge în favoarea ta să seteze acest stop loss break-even. Ce înseamnă break-even? Înseamnă la prețul intrării, adică dacă îți se întoarce în defavoarea ta, de exemplu tu intri la 300, cât am intrat aici? 333.40, da? Și să zicem că se duce la, nu, am intrat la 363.40, ok? Deci, că se duce la 365. Atunci, tu poți să setezi un stop loss, adică un stop pierdere, fix la prețul dintre 363-40. Dacă se întoarce acolo, asta e, o să ți se execute orderul, dar banii o să fie aceiași. Adică n-ai pierdut nimic, n-ai câștigat nimic. Ok? Bun, super. Suntem pe zero în acest moment. O fluctuație mică, nu prea nicio fluctuație în acest moment. Oricum, nu vrem să facem bani pe acest exercițiu. Bun. Cum luăm acest stop loss? Mergem la condițional, frumos, da? Ok, la 363.30 uh, vrem să punem acest uh, stop loss, ok, și trigger tot 363.30, ok, trigger înseamnă când vă intră în uh, order book, ok, uh, 363.3, 363.3 uh, și cât, păi avem quantity 26, quantity 26, dacă vrem să luăm un stop loss și să închidă această poziție care este long, trebuie să vindem, da, și dăm sell short frumos, da? Și îi dăm confirm. Bun, și unde ni-l arată? Ni-l arată aici la condiționale și ne zice că încă nu a fost trigger, distanța e 0.009 cent, ok? E untriggered. Când va ajunge aici, bam, se va pune stop loss-ul și poziția va fi uh, închisă, ok? Poziția de aici va fi închisă, așa, hai să așteptăm un pic, poate, uh, poate intră, poate nu intră, dacă nu mai scădem imediat, ca să vedeți live. Ok, hai să vedem aici, um, 363.4, 363.4, o să pierdem un pic uh, uh, pe ea, 363, de fapt break-even în mare parte, 363.4, 363.4, ok, bun. Și acum așteptăm să scadă cu 5 cenți. bam, 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 a, ah, uite, a luat-o, da? Și acum nu mai este poziția, a fost închisă, super, da? Putem să revenim pe, pe old version, back to old version, ca să vedem aseturile, Hai să vedem 10 dolari 82. Deci așa se pune un stop loss în mare parte. Da, deci dacă poziția urcă în favoarea voastră, da, deja deci că sunteți long și prețul crește, stop loss uh, break even sau luați ceva profit sau stop loss unde considerați voi mai sus, mai jos. Cum considerați voi uh, uitându-vă pe uh, grafic, ok? Cred că e simplu. Deci de aici, la condițional, punem stop loss-ul. Super, uh, super simplu. Cred că ați înțeles, dacă nu, lăsați un comentariu cum se pune acest stop uh, loss, ok? Hai să luăm poziție short, tot cu leverage, hai să luăm leverage data asta um, 20. De fapt, hai să luăm doar 5, hai să luăm doar 5, ok? 5x leverage și uh, intrăm cu toată poziția, da, toată suma pe care o avem aici. Și ce facem? Cantitatea puteți să vedeți că este 51, deoarece 5x leverage înseamnă că este ori 5, da, deci 50, uh, 10 dolari ori 5, 50. Deci face sens, da? Și luăm ce, de data asta, un short. Bun, deci dăm sell short și ce luăm pe market, luăm pe market deoarece vrem să ne intre poziția install. sell short de aici, frumos, bam, ne intră poziția, da, o vedem, ar trebui să o vedem la poziții, dacă a intrat, a, ah, stai așa că am pus pe condițional, Iar vezi, eram în altă parte, nu eram unde, unde trebuia, îi dăm cancel, uh, mergem pe limit sau pe market, pe market deoarece vrem să o luăm pe market, da, eram în altă parte, ok, bun. Deci, market frumos, 100%, da, 53 de dolari, sell short, frumos ne arată că dacă se duce până la, cât, uh, până la 448, ne-a lichidat. adică dacă prețul crește, noi în acest moment parim că prețul scade, frumos, bam, îi dăm confirm și ar trebui să fie aici la poziții și este în acest moment și suntem pe minus, suntem pe zero, suntem pe minus, suntem pe 0, suntem <laughs> ok, nu asta contează, suntem pe zero în acest moment. Dar din nou, același concept, da? Dacă vrei să închizi o poziție în acest moment, dacă vrei să-i pui stop loss, te duci la condiționul la și pui uh, stop loss, după cum v-am arătat, contractele le vedeți aici, da? Că trebuie să vindești, 53. Super. Și, și dacă trebuie să închideți o poziție short, trebuie să dați buy long. Țineți cont, dacă sunteți short, dați buy long când vrei să închideți poziția sau cum vreți să puneți stop loss. Dacă sunteți long, trebuie să dați sell short. Numai așa se pot închide pozițiile. Super. Cam asta a fost. Cred că a fost destul de ok. Cred că ați înțeles cum se pune un stop loss. Cred că ați înțeles ce înseamnă market buy, ce înseamnă limit buy. Din nou, la stop loss aveți limit și market, puteți să pune și pe market, adică când prețul ajunge fix acolo, da, e același concept, dacă prețul fix ajunge la 363.4, bam, vă vinde pe limit, aveți trigger price, unde la trigger price aici vă intră în order book, la limit e unde se vinde actual, da, super, puteți să țineți mai mult pe market când vreți să puneți stop loss deoarece se mai sare câteodată acest limit, da, în mare parte, așa că când luați un stop loss la condițional aici, puneți-l pe market, da? ca să știți că prețul ăla vă ajunge și cam asta este. Dacă aveți întrebări, puteți să vedeți aici ce ați făcut, totul lui la SPNL și toate astea. Am făcut cât minus 12 cenți până acum pe acest trade. Super, cam asta este. Dacă aveți întrebări, lăsați un comentariu și următorul video pe Patreon va fi... Despre o strategie pentru începători de trading simplă și bunică ar putea să o pună în practică, da, următorul video, cel mai probabil în următoarele zile, dacă am eu ultimul să-l fac pe această strategie pe care ar trebui să o încercați pe un sample de 100-200 de trade -uri. Din nou, dacă sunt la început, sume mici, 10 dolari depuneți și vă jucați cu ei, luați trade-uri de 1 dolar și tot așa, până când deveniți voi profitabil și încercați mai multe chestii. Numele meu este Daniel, sper că v-a plăcut, ne auzim în următorul video. Salut!